Bun găsit, dragilor! Sunt Aștar și mă bucur să comunic din nou cu voi. Astăzi vom vorbi despre Mama Pământ. Voi vorbi cu toată lumea, dar mă voi adresa în special celor care au trecut deja în faza 2 și pe care mi-aș dori foarte mult să învăț să o ajute de acum și mai mult pe Mama Pământ. Când vorbim de Mama Pământ, vorbim de Pământul însăși, vorbim de soare, vorbim de apă și vorbim de foc. Soarele înseamnă foc. Apa este atât de binefăcătoare pentru noi și ne ajută atât în sănătate și în tot ceea ce facem. Iar aerul, atât de prezent pe pământ, ne ajută să respirăm și, și să supraviețuim. Vedeți voi, dragilor, apa, pământul, aerul, focul, toate acestea sunt lucruri pe care voi le vedeți. Dar ca să o ajutăm mai mult pe Mama Pământ, ne putem conecta cu elementele care fiecare din element înseamnă apă, respectiv ondinele, aerul, respectiv silfidele, salamandrele, respectiv focul, gnomii, respectiv pământul. Voi veniți fiecare din voi cu o misiune și cu o evoluție aparte. Aveți fiecare creativitatea voastră. Intrați în meditație și conectați-vă cu aceste elemente. Vedeți cu care din ele rezonați. Dacă vă place apa, este foarte posibil să comunicați foarte bine cu ondinele. Dacă simțiți o atracție specială față de Mama Pământ, este foarte posibil să comunicați cu gnomii, să aveți o conexiune specială cu munții, cu tot ceea ce este legat de pământ. Dacă aveți obiceiul să vă uitați permanent în aer și să încercați să vedeți ce se întâmplă, să vă încărcați și să vă bucurați respirând, aveți conexiune specială cu elementele din aer, cu silfidele. O putem ajuta acum pe Mama Pământ și mai mult conectându-ne la aceste elemente. Este partea a doua în evoluția noastră, după ce am reușit să terminăm cu partea întâi, cu problemele karmice. Și vă sfătuiesc acum din tot sufletul să chemați aceste elemente și să le chemați pe rând. Și să o întrebați pe Mama Pământ cu ce o puteți ajuta. Ajutând-o pe ea, vă faceți de fapt misiunea. Făcându-vă misiunea, ajutați de fapt omenirea și ajutați la contribuirea noii ere care va veni pe Pământ. Ajutăm în acest mod Confederația Galactică, pe Aștar, pe Sananda, care lucrează non-stop pentru ascensiunea voastră, pentru crearea unei noi ere pe Pământ, pentru a avea o viață mai bună și mai ferită de boli, de foame, de nedreptăți.
Suntem deja în al doilea val și îmi doresc foarte mult să văd pe cât mai mulți dintre voi conectându-vă fie și numai câteva minute atunci când sunteți în relaxare. Eu știu că aveți un mod de viață foarte agitat și plin de probleme încă, dar capul sus, va veni o nouă eră care va fi cu totul altceva. Nu uitați, voi trebuie să ajutați. Noi ajutăm de acolo de sus, dar tot ceea ce vine de aici, din interiorul pământului, din miezul pământului prin voi, înseamnă de fapt ascensiunea adevărată. Noi vă susținem în fiecare moment, de aceea vă rog, ca în clipele voastre de liniște și de bucurie, fie că este doar un moment în care vă simțiți relaxați și bucuroși, în afară de recunoștință, conectați-vă la aceste elemente și vedeți cu ce rezonați. Apoi vorbiți cu ele. Curățați aerul, curățați pământul. Și ajutați fiecare, așa cum simțiți, la evoluția noastră a tuturor și la crearea unui pământ nou. Vă las cu drag și ne vom întâlni curând cu noi canalizări.